Bun găsit la un nou episod din podcastul Parenting. Sunt Ovidiu Alb și împreună cu Dora aș vrea să le urez un bun venit invitatelor noastre de astăzi, Ramona Burdan și Dana Stoica. Mulțumim! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ca reprezentante de mamă de băieți și mamă de fete, mai ales pentru tema de astăzi, cred că e important de menționat asta. Da, aș vrea să discutăm ce facem când avem mai mulți copii, cum administrăm problemele care apar și cum îi învățăm până la urmă să împartă frățește. Aș vrea să ne uităm un pic de la începuturi, când apare al doilea copil, care a fost reacția celui mare, cum a fost primit bebele și cum au reușit să intre în armonie lucrurile. Aș începe cu provocările. Provocarea a fost mai întâi nu pentru fratele mai mare, ci pentru mine părintele, de acum înainte, părinte de doi copii. Pentru că aveam emoții că nu voi ști să-mi exprim afecțiunea în mod egal și potrivit cu nivelul lor de înțelegere. Nu știam dacă e bine să o fac de față cu celălalt copil sau mai degrabă să o fac în privat, cu fiecare în parte, fără să mă vadă celălalt copil. Nu știam cum să o fac, dacă aleg să o fac de față cu celălalt copil. Aveam emoții că nu voi ști să-mi reordonez prioritățile, acum că aveam copii mici, că nu voi ști să-mi împart timpul, atenția de peste zi, potrivit cu nevoia și etapele diferite ale lor de creștere. Care e diferența între cei doi în cazul vostru? Un an și 3 luni. Și amândoi erau suficient de mici și aveau aceeași nevoie disperată de noi, părinții. Și în urma unor zbateri de noapte de mai bine de 2 săptămâni, m-a întâmpinat cel preanalt cu 2 dintre cele mai prețioase lecții de viață pentru mine ca părinte de 2 copii. Și anume, dragostea unui părinte nu se divide cu fiecare copil care se naște, ci se multiplică cu fiecare copil care se naște. Astfel că am priceput că inima părintelui poate găzdui iubire fără limite pentru fiecare copil în parte, pentru fiecare nou născut al familiei, fără să-l priveze sau să-l păgubească în vreun fel pe copil. Și cea de-a doua lecție prețioasă pe care am primit-o a fost faptul că exprimarea deschisă a afecțiunii, a gingășiei, a prețuirii și bucuriei unii față de alții, mic sau mare, fără emoții și fără rezerve, în mod constant, este o valoare de mare preț, atât în relația din Sfânta Treime, cât și în relația celui preanalt cu fiului și relația dintre fiii împărăției. Așadar, aceasta va deveni o valoare și a familiei noastre, indiferent care va fi componența și câți copii ni se vor naște. Și acum, cum a fost primit fratele mai mic, pot să răspund simplu, pur și simplu, pentru că nu cred că este responsabilitatea mea de părinte să mă preocup de modul în care percepe fratele venirea pe lume a unui nou membru al familiei. Aceasta mi se pare că este o alegere a părintelui, nu a copilului. Astfel că am considerat că e un dat, nu o opțiune pentru copil, dar am știut un lucru, că voi face tot ce-mi stă în putință să-i tratez pe toți membrii familiei de așa manieră încât să se simtă iubiți, prețuiți, acceptați și parte a unui întreg familial. Se simte că odată cu nou membru nu e iubit mai puțin. Exact. Nu se divide ceea ce avem și prețuirea și iubirea, ci se multiplică cu fiecare copil care se naște. Pare că toată frământarea asta care vine odată cu al doilea și poate al treilea copil
legată de oarecum o să fie primit în sânul familiei, e mai degrabă și frământarea asta a părintelui. Oarecum voi face eu față la a iubi doi copii în mod egal și să-i tratez în mod egal, fără favoritisme. Tocmai de aceea mi-am dorit să încep să răspund la această întrebare prin a mă opri asupra frământării mele ca părinte și a preocupării mele ca părinte, nu a copilului mai întâi. Da, da, în același timp m-am asigurat că indiferent de vârstă, niciunul dintre frați, niciunul dintre copii nu își va permite să-și trateze fratele cu superioritate, aroganță, obrăznicie, răutate, lipsă de respect sau manipulativ sau exploatând limitele sau punctele vulnerabile, fisurile, punctele vulnerabile, exact. Și asta nu înseamnă că au fost, că am avut relații perfecte, chiar dacă m-am zbătut sau lipsite de provocări, dar în calitate de părinți ne-am zbătut să trăim după acest principiu. Dana, în cazul vostru, cum a fost? Eu provin dintr-o familie cu mulți copii, așa încât foarte devreme mi-am exprimat dorința de a avea și eu mulți copii la rândul meu. Sigur că de-a lungul timpului am renunțat la ideea asta, ziceam, aveam o expresie când eram mică, vreau 100 de copii, așa că a rămas întipărită în mintea celor care mă cunoșteau și bineînțeles că am renunțat la idee, dar a rămas în mine foarte întipărită și arzătoare dorința de a avea copii. Și în momentul în care Patricia a venit în familia noastră a fost o bucurie fantastică. Am observat-o că și are un instinct matern foarte bine dezvoltat și ce-am făcut eu, sigur, i-am creat așa o poveste, cum că urmează să mai aibă o surioară, dar am creat și contexte în familia mea lărgită, ar Domnului era unde să o duc, în care ea să petreacă timp și să aibă relații foarte, să-și dezvolte relații cu verișorii ei, pentru că modelul în familia noastră era să păstrăm relațiile foarte apropiate și unite, chiar dacă anii trec. Mm-hmm. Ce diferență de vârstă? Doi ani jumate. Mm-hmm. Deci a fost foarte bucuroasă să o primească pe Alexia, foarte protectivă și Patriciei i-au plăcut relațiile foarte mult și cred că acesta a fost un atu. În momentul în care a început grădinița, în prima zi, teama noastră era să nu plângă în momentul în care o luăm, în care o lăsăm la grădiniță. Ea a plâns când am lăsat-o la grădiniță, când am luat-o de la grădiniță, pentru că își dorea să continue joaca și relațiile cu copiii. Și cred că un rol semnificativ a avut și faptul că a petrecut în familia mea lărgită și a preluat modelul respectiv. Apoi, ca să ajut să nu fie o trecere abruptă în mintea ei, în inima ei, am implicat-o în creșterea celei mici, sigur cu sarcini mici, pe măsura ei. Am făcut-o să se simtă utilă și apoi și pe cea mică am implicat-o în viața celei mari. Mergeam împreună la grădiniță după ea și avea posibilitatea să rămână puțin, să se joace și mai departe. Deci una implicată în viața celelalte și apoi am optat, tot după un model pe care eu l-am avut în copilăria mea, să doarmă în aceeași cameră. Era posibilitatea să doarmă în camere diferite, dar îmi aminteam ce povești grozave aveam eu cu surorile mele noaptea înainte de culcare și asta mi-am dorit, să le creez eu un cadru în care ele să își dezvolte relația, să aibă momentele acelea frumoase și sigur, joaca, temele, culcatul, toate erau împreună, deci se făceau împreună. Deci, sigur că dormeau cu ușa deschisă, da, așa încât să pot să... Să te bucur de poveștile lor. Da, să mă bucur de poveștile lor. Încă da. Nu v-ați culcat. Da, și erau, sigur, informații care mi erau foarte de folos în abordarea unor subiecte legate de frământări de ale lor. Uh-huh. Și cred că a fost un lucru benefic faptul că am ales varianta asta. Uh-huh. Apropo de joacă și de relația dintre ei, cum ați reușit să îi educați, să învățați să împartă lucrurile, să fie mai generoși între ei,
în primul rând? Până să se nască cea mică, Alexia, am exersat asta cu noi, părinții. Da? O puneam în situații în care ea trebuia să împartă tot ce avea cu noi și invers, noi cu ea. Cred că o bună metodă este prin a fi tu un bun exemplu ca părinte. Copilul se uită și copiază modelul pe care îl vede la părintele lui. Dacă părintele lui este darnic și generos cu cei din afara casei lui, foarte probabil va copia și el lucrul acesta. Și îți va cântări dărnicia și generozitatea, cu siguranță, în momentul în care stă și te urmărește. Cred că în momentul în care un copil vede un comportament în mod repetat, e foarte probabil să-l adopte și să și-l însușească. Îl copiază, practic. Exact, îl copiază. Deci ce vede la părinți, aia va face și el. Da? Procesul ăsta presupune multă răbdare și tact și perseverență din partea părinților și cred că e un proces gradual. Nu ne putem aștepta ca la o vârstă foarte timpurie să fie capabil să renunțe la un lucru pe care tocmai l-au primit sau la care țin foarte mult. Nu putem să avem așteptări așa de mari vis-a-vis de ei. Până lucrurile la urmă astea... și noi ca oameni. Exact. Avem reticențe în a împărți anumite lucruri. Exact. Exact. Cred că nu e ușor nici pentru noi să lăsăm ceva ce ne-e drag. Exact, la asta m-am gândit și eu. Vor învăța mai întâi să împartă o jucărie și să o primească înapoi, după aceea să ofere jucăria primită, urmând ca în momentul în care cresc să ajungă să dea din timpul lor cu generozitate, deci nu numai bunuri materiale, să fie capabil, dacă văd că lucrul lor a produs o bucurie în celălalt, să îl ofere fără niciun regret. Dar asta numai în timp, deci nu putem să avem așteptări din momentul în care sunt mici. Și probabil pe măsură ce vezi beneficiile faptului că dăruiești, faptul că atmosfera din relație devine mult mai frumoasă, faptul că parcă relația se apropie în momentul în care e această șeruire de lucruri, timp, atenție și așa mai departe. Deci ei văd cumva toate beneficiile faptului că ești darnic și dispus să împarți și atunci vor vrea să repete comportamentele care implică generozitate. Chiar vreau să întreb de ce e important să învățăm să împartă. Pentru că și noi avem aceleași rețineri ca și ei. Și atunci cred că dezvoltarea asta a generozității până la urmă începe de la vârste mici și e important să atât cât avem fiecare în dreptul nostru să putem să facem o bucurie și să ajutăm pe cele lângă noi. În familia noastră am ales să ne învățăm copiii cum să împartă în modul următor, prin propriul exemplu. Și anume, după ce s-a născut și cel mic, patru membri ai familiei și absolut orice se primea, indiferent cine era cel care primea, totul se împărțea la patru. După care eu, adultul, egal. După care, dacă eu, adultul, decideam că nu vreau partea mea, alegeam să o împart nu doar la copii, ci alegeam să o împart la toți membrii rămași, adică celălalt părinte și cei doi copii. Deci îmi împărțeam partea la trei. Dacă și tatăl alegea să renunțe la partea lui, el prima dată alegea să-și împartă partea la care renunța la trei, îmi dădea mie și copiilor. Și eu renunțam la partea mea și atunci se împărțea totul la doi. Mi-aduc aminte că una dintre prietenele mele era mirată, de ce mă preocupă pe mine atât de mult să împart, la un moment dat erau trei roșii, să le împart în mod egal, trei roșii diferite ca mărime. Și vă spun cum procedam. Tăiam fiecare roșie în două, indiferent de mărime, și fiecare dintre copii primea câte o jumătate din fiecare roșie diferită. Astfel că eu mă puneam la adăpost să nu care cumva să se creadă că fac favoritisme, amândurora le plăceau roșiile în aceeași măsură. Așadar, tiparul acesta a rămas în familia noastră până copiii au plecat la casa lor
Și mi se pare un tipar, în familia noastră a funcționat și sunt bucuroasă de... V-ați lovit de chestia asta? Celălalt a primit mai multe, da? Gelozii de genul ăsta, care până la urmă au un fundament mai mare sau mai mic. Dar cred că lor li se pare întotdeauna că celălalt primește cu un fir de păr mai mult. Sau că celălalt a primit roșia mai coaptă și el exact. A primit... Și tocmai de aia, eu ca să mă ferez o chestie din asta, tocmai de aia am început să-mi gândesc în prealabil acțiunile. Totul se împarte în jumătăți. Eu am 3 copii, mai greu. E mai greu să împarți în 3, da, așa. Dar e. Când erau doar 2, diferența între primii 2 și al treilea e un pic mai mare, aplicam metoda unul taie și celălalt alege primul. Și atunci se chinuiau să împarte cât de exact. Foarte ingenios. Excelent. Da. Cum ați reușit să treceți peste momentele astea de gelozie, de supărări între ei? Celălalt are mai mult, celălalt a primit parte mai coaptă. Mm-hmm. Sigur că ei încearcă să testeze. Cred că e practic un test care le aplică părinților, dar cred că e foarte important părintele să rămână ferm și sigur pe el că nu a făcut o nedreptate. Mm-hmm. Dar și cred că nu va mai încerca să repete foarte mult varianta asta, să vină să spună că a fost nedreptățit dacă vede că nu i-a mers. Da, deci dacă eu rămân foarte categorică și pe poziție și zic nu ai fost nedreptățit, ai primit la fel, da, și în plus cred că trebuie să-l învățăm de mici că viața e plină de nedreptăți. Uh-huh. Cred că e o ocazie fantastică să le spunem asta. Viața e plină de nedreptăți. Acum ți se pare lucrul ăsta, când vei crește mai mare, poate chiar vei avea parte de o nedreptate, în adevăratul sens al cuvântului, pe care nu mai putem nega. E nedreptate. Da? Și învățăm să trăim cu ea. Deci nu tot timpul stăm să vedem ce simte, vai, să nu îl ofensez, vai, să nu... Da? Deci nu atât accent pe asta, cât el trebuie să aibă încredere că tu ai fost corect față de el. Că până la urmă asta cred că testează. Cât ești tu de corect. Ei testează. Și probabil e și întrebarea aia în spatele, aha, te-am prins, înseamnă că pe el îl iubești mai mult, pe mine mai puțin. Că de fapt acolo cred că se duce bătălia, vor cumva să își demonstreze lor sau să-ți demonstreze ție că de fapt, da, cu celălalt ai o relație mai deosebită și pe el îl defavorizezi în vreun fel. În puținele situații de care am avut parte de astfel de exprimări ale geloziei, trebuie să recunosc că am început prin a-mi face o introspecție dacă nu cumva am, cu adevărat, nu am fost imparțială și m-am asigurat dacă nu cumva am transmis acel model sau dacă n-am transmis fără să vreau o astfel de situație. Și atunci cred că aș încuraja părintele în momentul în care se naște un astfel de reproș, mai degrabă să încep prin a-mi face o introspecție, să văd mă oare de ce se naște chestia asta, după care, când îți liniștit că nu mă poate agăța, atunci să duc exact ce spunea Dana, să trecem la un nivel superior. Viața va fi plină de nedreptăți și familia noastră nu este o familie în care se promovează nedreptatea, deci hai să începem să lucrăm la apropo de lucrat, reziliență. Aș duce discuția un pas mai departe și să vedem cum putem să învățăm să-și gestioneze conflictele astea. În primul rând, conflictele dintre ei, conflictele cu ceilalți din familie, să ajungă să nu se compare unul cu celălalt până la urmă. Cum reușim să creăm un cadru de genul ăsta? Personal, cred că trebuie să învățăm pe copii să-și gestioneze conflictele, dar nu singuri, într-o primă fază. De ce? Pentru că nu cred că e înțelept câtă vreme inteligența lor emoțională, maturitatea intelectuală este în proces de formare și de maturizare și atunci doar pe măsură ce cresc și se dezvoltă, încep să deprindă rațiuni, metode de
raportare unii la alții și de gestionare a neîmplinirilor și a conflictelor. Și eu personal am fost adeptul implicării în conflictele dintre copiii noștri. Nu i-am lăsat pe ei să stabilească termenii și nici raportul de forțe. Și știu că se pot naște discuții foarte aprinse pe această abordare, însă în frământarea mea legată de această chestiune a conflictelor dintre copii, mi-am dat seama că în momentul în care îmi răspund la întrebarea care este scopul meu de părinte în această perioadă în care copiii nu știu să-și gestioneze conflictele, am priceput scopul meu de părinte este acela de a-mi ajuta copiii să deprindă un model sănătos de relaționare cu sensibilitate, înțelept și discernământ, de folos pentru întreaga viață. Fie că e vorba de relații de familie restrânsă sau lărgită, fie că e vorba de relații din afara casei, că-s la școală, că-s la serviciu, că-s cu prietenii, că-s în comunitatea de credință sau cu vecinii, și fie că e vorba de propria lor familie când aveau să plece la casa lor, în relația cu soția, cu copiilor și cu familia lărgită a partenerului. Și asta indiferent de structura de autoritate în care ei s-ar afla. Poate sunt în poziție de supraordonare, de subordonare, poate doar de ordonare. Astfel că pentru mine a fost foarte important să pricep că scopul meu ca părinte este să îl ajut pe copil să se deprindă în a trăi frumos relațiile și de a le rezolva pentru tot restul vieții, nu atunci doar ca și copil. Știm că fetele sunt un pic mai mânate de alte emoții. Cum ați reușit voi să atenuați conflictele și să le lăsați să învețe singure să și le rezolve? Sunt mânate de un spectru mai larg de emoții. Nu sunt alte emoții. Zise o mamă de băiat. Da, zise o mamă de băiat. Da, eu am ales la fel ca Ramona să fiu prezentă între ele în momentul în care apărea câte un conflict. De-aia ați lăsat ușa deschisă. Asta era secretul pentru care lăsam ușa deschisă, da. Deci acționam imediat, pentru că, din nou, nu aveam încredere în capacitatea lor emoțională și ele nici nu aveau de altfel un tipar după care să știe să-și rezolve conflictele. Tiparul îl vedeau la noi, la părinți, pentru că eu cred că în orice familie conflictele sunt inerente și la copii și la adulți. Acum, pe mine și pe noi ca părinți, cred că nu conflictele trebuie să ne sperie, ci modul cum ele se încheie, se rezolvă, cum se gestionează de cei doi. Și acolo apare modelul părinților, pentru că acela e cel mai la îndemână să-l acceseze. Ce m-a interesat, în primul rând, când apărea un conflict, să văd care e rădăcina, ce a generat conflictul ăla, pentru că se putea să fie o problemă care ținea de sufletul lor, de caracterul lor, și atunci nu rezolvăm conflictul și gata, ci voiam să știu care e rădăcina, ca să merg după aceea să lucrez la rădăcina respectivă. Apoi am fost foarte atentă și sensibilă la limbajul folosit, să fie unul politicos, elegant ales, adecvat și respectos, tonul vocii de asemenea. Nu le-am permis să manipuleze prin plâns, să se amenințe sau să se pedepsească singure, să-și facă singure dreptate. Da. Și cred că ceea ce vede la tine, adultul, e un tipar pe care îl copiază. Eu mi-amintesc când eram eu copil, o întregeam foarte mult pe educatoarea mea și îmi plăcea să copiez, de fapt asta făceam acasă, copiam stilul ei de a trata conflictele între noi, copiii, da? Inclusiv intonația vocii și așa. Și așa că mi-am dat seama că e foarte important ce văd, nu ce le spun eu în momentul în care apare un conflict între ele. Și atunci când spui ceva, e bine să fie dublat de ceea ce văd. Categoric. Și cele două să fie în armonie. Da. Deci, exemplu, acela îl va adopta, nu teoria ta. Și cred că e foarte important să le arătăm copiilor că nu suntem perfecți. Suntem părinți perfectibili, dar nu perfecți.
Și noi ne certăm apropo de faptul că unii părinți sau de pildă în familia mea, certurile nu erau de față cu copiii și aveam impresia că părinții nu se ceartă. Ei, dacă se întâmplă, sigur, nu ne certăm intenționat de față cu copiii, dar copiii vor crește, vor asista, vor auzi cum îți gestionezi tu conflictele, relațiile conflictuale, dacă ierți, dacă ții mânie, și asta va duce și el ca tipar în relațiile pe care le are. Mai întâi cu fratele lui și mai apoi și cred că e important că dacă văd conflictele să vadă și cum se rezolvă ele. Da, deci nu conflictele să ne sperie. Ne certăm de față cu ei și ne împăcăm în spatele ușilor ca să băgăm totul sub preș. Pe măsură ce cresc copiii, fiecare se dezvoltă diferit. Până la urmă fiecare are darurile lui, abilitățile lui cu care a fost înzestrat. Și atunci încep să apară diferențe în modul în care relaționăm cu ei. Probabil și la școală unul să învețe mai bine, mai repede, prinde mai repede, celălalt trebuie să muncească de 2-3 ori mai mult ca să ajungă la aceleași rezultate. Cum putem să facem diferența asta? Trecem de la a împărți frățește la a împărți dumnezeiește, că tot e o vorbă în popor. Până la urmă, caracterul lor și personalitățile lor diferite vor atrage și din partea noastră comportamente diferite față de ei. Cum ne păzim de favoritismele astea? Cum reușim să administrăm personalități diferite ca să înțeleagă că sunt la fel de iubiți? Având în același timp aceleași principii călăuzitoare la bază. Da, eu cred că copiii nu trebuie tratați în mod egal. Nu știu dacă am mai spus, dar cred că în cele mai multe situații trebuie să-i tratăm echitabil. Pentru că ei sunt diferiți. Și apropo de favoritism, favoritismul cred că poate să fie real, dar în foarte multe cazuri poate să fie perceput așa, de tine, care te simți nedreptățit. Și cred că se poate rezolva cu o discuție cu cel da, pe care îl acuz că te-a nedreptățit. Dar deci cred că sunt și cazuri și nu puține în care favoritismul nu e unul real, nici măcar între frații, e doar o percepție deformată pe care tu o ai. Nu e corect să avem aceleași așteptări de la ei, după cum ziceai și tu, fiind personalități diferite, structuri diferite, stiluri diferite și raportarea noastră va fi diferită și atunci nu devem simți vinovați că i-am abordat diferit. Dar un lucru care îl consider valoros în procesul acesta de educare este să permiți unei persoane demne de încredere, unei persoane apropiate, să-i permiți să pătrundă în universul tău, în familia ta, să asiste la modul cum tu îți disciplinezi copiii și să aibă curajul, chiar să-l încurajezi tu să o facă, să intervină. Nu, bineînțeles, nu de față cu copiii, dar să intervină și să-ți spună la capitolul ăsta nu ai procedat corect, ai făcut favoritisme între ei, pentru că se poate întâmpla. Da? Suntem subiectivi până exact, la urmă. Exact, suntem subiectivi. Poate e mult mai ușor să relaționăm cu unul dintre ei, se pliază mai mult pe stilul nostru și atunci, da? Dar persoana respectivă, cel puțin în cazul meu, au fost câteva persoane, puține, cărora le-am permis accesul în viața mea și care mi-au atras atenția. Și a fost momentul când a trebuit să conștientizez, să merg la copilul meu să-mi cer iertare și să-mi schimb comportamentul, evident, față de el. Deci poate să fie și o astfel de situație. De asemenea, dacă totuși am făcut greșeli de felul acesta, cred că pot fi răscumpărate. Deci nu e ceva catastrofal. Irecuperabil, da. Așa cum ziceam, îți cer iertare și îți schimb comportamentul, da? Suntem părinți imperfecți. Nu ne justificăm cu asta și nici nu ne culcăm pe ureche, dar se poate întâmpla să greșim. Avem mai multe modele și din viața reală și modele biblice de relații între frați mai bune sau mai defectuoase. Ce adevăruri, ce principii putem să luăm pentru noi și ce principii putem să învățăm pe
copii până la urmă ca să învețe să se raporteze unul la celălalt? Cred că orice principiu pe care îl extragem din Biblie trebuie să aibă suport. În relația mea pe orizontală cu cei de lângă mine și în relația mea pe verticală cu Dumnezeu. Pentru că nu voi avea autoritate asupra copilului meu dacă viața mă contrazice. Și ziceam mai devreme principiul dărniciei, dacă eu sunt cu pumnul strâns, nu sunt atentă la nevoile celorlalți, nu-mi plec inima și urechea, nici copilul meu nu o va face sau nu va pune preț pe ceea ce îl învăț. Apoi îl învăț să nu apună soarele peste mânia mea. Da? Și eu sunt un părinte care nu-l iert sau care nu iert ușor pe cei din jurul meu. Din nou, da? Nu are suport în viața mea, nu va fi integrat de copil în viața lui. Două pasaje de căpătâi pentru mine au fost cuvintele Domnului Iisus din Scriptură: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aproapele tău, cel mai aproape, dacă pot să folosesc expresia asta, sunt cei din casa noastră, sunt frații în cazul copiilor sau noi. Și familia e cadrul în care se învață iubirea aproapelui. Și apoi, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Și îmi permit să mai apelez la unul foarte drag, pentru că este un pasaj la care mama a făcut foarte des apel. Vă spuneam că își dorea relații bune între noi și asta a fost dorința ei până când a plecat dincolo și ne repeta foarte mult: trăiți în pace cu toți oamenii, întrucât atârnă de voi. Și asta am încercat să transmit fetelor mele ca valoare, relația dintre ele să fie una plină de pace și sigur, între noi toți și în familia lărgită. Eu am fost inspirată de în această zbatere de a ține unitate în familie și bună înțelegere între frați, am fost inspirată de pilda tatălui cu cei doi fii, dintre care unul risipitor și celălalt era fără milă. Și dialogul de final, când vine fiul cel mare acasă și dialogul cu tatăl, efectiv mi-a trasat câteva semnale de alarmă, și anume, când a venit acest fiu al tău, când s-a întors, n-ai avut nicio problemă să tai viței îngrășați. Mie niciodată nu mi-ai dat. Și tatăl îi zice: acest frate al tău trebuia să fie primit cum trebuie acasă. Și în momentul acela am realizat că inima și preocuparea celui prea înalt cu privire la familia lui este nu doar relația părinte-copil, adică fiul meu, ci și preocuparea relației, ci și preocuparea cu privire la relația frate-frate, acest frate al tău. Și practic ceea ce am încercat să îmi învăț copiii a fost faptul că nu e vorba doar de raportul părinte-copil, deci faptul că mă respecti pe mine ca părinte e foarte bine și ești fiul meu, dar și raportul dintre tine și fratele tău, acest frate al tău, nu doar fiul al meu. Și pentru mine a fost o inspirație să veghez pe cele două coordonate. Mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase și pentru exemplele pe care ni le-ați dat. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi la încă o întâlnire. Vă așteptăm data viitoare. Pe curând!